Matrix, v-a plăcut? Nu, filmul. Adică în viață sunt momente pe care viața ni le dă, care sunt memorabile, care ne impactează, prin care trecem. Știți câte împușcături au fost în filmul Matrix? Da, dacă vă gândiți la Matrix, la film, ce moment vă sare în minte? Eu nu știu câte împușcături au fost, că nu l-am făcut eu, dar mi-ar fi făcut. Dacă mă gândesc la Matrix, mă gândesc la momentul ăla în care timpul se dilată și nu eu, e foarte conștient de momentul ăla, atât de conștient încât fentează glonțul, fentează moarte. Fiecare dintre voi a trăit momentele care ne raportăm ca acel moment. Viața ne dă acel moment în care ne dă ceva, ne ia ceva, ne face să alegem fără să vrem între pastila roșie și pastila albastră și ne impactează. Oricare din voi ați putea povesti despre acel moment și eu aș putea să vă povestesc despre o grămadă de momente la care mă raportez. Dar după acel moment pe care viața ți-l dă, viața continuă. Apare alte momente, poate mai mari. Și dacă rămâi potignit într-un acel moment, s-ar putea să nu le vezi pe restul. Așa că ce îmi place mie mai mult e să fac Matrix moments. Adică să creez acele momente în care pot să dilat timpul ca să creez acel moment cât de des pot. Acum, Ana, știm foarte bine că nu e ușor în fuga asta vieții să te focusezi întotdeauna, dar dacă e să vă gândiți la ceva intens, o îmbrățișare lungă, o privire care durează mai mult de 2 secunde, o privire ochi în ochi, mai mult de 5 secunde, mai mult de 7 secunde, boba, ce vreau să dăm mine. Așa se creează momentul. Coborâm la primul film, ăla cu metrou s-a întâmplat, pornind de la o privire în metrou, care a durat mai mult de 2 secunde. Filmul cu George se va întâmpla pentru că am dat timp să-l ascult în un spirit de-al lui și să-i fac video-ul ăla despre el. Și am văzut, s-a dilatat timpul și am văzut că povestea lui poate crea acel moment așa cum voi l-ați ascultat. De ce prețuim vacanța aia mult visată? Că rupe rutina, că rupe matrixul, se dilată timpul. Când mergi într-un loc nou, îl descoperi. Sau când mergi într-un loc obișnuit, pe aici, pe eroilor, dar privești mai mult, înțelegi mai mult. Cei care se plimbă cu mine pe stradă, zic, bă, merge așa încet, că atunci când mă plimb cu tine, văd mai mult. Și ne râdem și după aia adaug că nu glumesc. De ce adaug că nu glumesc? Pentru că atunci îți dau seama că atunci când ai timp, când pui secunde și atenție pe un moment, atunci observi mai mult și dilați momentul și faci Matrix. Dar cred că asta e ceea ce stă la baza zicalei alea mult fumate, fii tu schimbarea pe care vrei în lume. Da, boss, vreau să fac, dar cum o fac?
N-am o schemă de la Ikea, un cap la cap și unii încearcă respirație, alții meditații, alții beau mai mult, să uit. Oricum ar fi, e metoda fiecare. Mă bucur foarte mult de momentele în care pot să fiu conștient de dilatarea asta a timpului și de a crea acel moment. În mod normal, un film se filmează cu o cameră, hai două camere. Matrix, ca să facă momentul ăla, a folosit 60 de camere în același timp ca să poată să filmeze acea dilatare a momentului în care Neo e conștient de moment. Cum s-ar traduce asta? Că avem nevoie să punem mai multă atenție și mai multe secunde pe acel moment care, dacă este semnificativ sau îl facem semnificativ, se înregistrează în noi. O înregistrare lungă, o privire lungă, o privire poate cu curiozitatea de a descoperi ceva ce se părea nasol sau oribil sau disprețuitor. Când privești mai lung, dai timp să înțelegi. Când descoperi că lucrurile îți ies, că ai un flow, îți merge business-ul sau îți merge în viața profesională, dai seama că ești atractiv și în viață îți iese, uneori brici, alteori deloc, alteori jumate, că așa e în viață, atunci tacheta acelui moment se schimbă. Mai țineți minte cât ne căcăm pe noi? Că vine bacul, că dăm bacul, că vine bacul. Cum ne gândim acum la bac? Bă, băiatule, am de plătit factura la curent. Dăm să dau două bacuri, că era mai ieșare. Când îți ies lucrurile și realizezi ceea ce te provoca, ștachita se schimbă. De multe ori simt despre mine că sunt nerecunoscător. Sau nu cât de recunoscător ar trebui să fiu vieții și oamenilor și contextele care m-au adus ceea ce sunt, de la unul cu certificat de handicap nedeplasabil la ce sunt acum. Și mă simt nerecunoscător. Pun mai mult accent pe momentele pe care eu le creez, în care pot să dilat timpul. Pentru că stacheta mea e acolo unde vreau să aduc bunătate în lume. Numai că sunt un berbec impulsiv. Și mi-e foarte greu să recunosc asta, de a mă aștepta în covăraș roșu și nu e la de la festival, dar e mai bun ăsta. Sunt un berbec impulsiv care aleargă prin viață mai tare ca orice atlet. Vreau să ating, să cumplic, să fac mai mult, să fie mai repede, să fie simplu și ușor. Berbec. Să fie cum vreau eu. Asta a fost mai și este, din păcate, în continuare, mecanismul meu de a depăși. Dacă vreți, handicapul care se presupune că mă va încetini. Asta este stacheta cu care eu mă lupt. Ce ne motivează de obicei? Nu e că ne așteptăm pumnul pe altul, ne inspiră. E mișto, ne place. Ce ne motivează? Sunt doar lucrurile care ne ies. Lucrurile alea tough, alea de impact interior. Care atunci când ne ies, atunci devenim cine vrem să fim. Poate sunt egoist, dar mai mult decât să mă vadă lumea, când vreau să oricum contează să ajung să mă văd eu ok. Și în provocările alea care alerg cu o viteză pe care nu vă puteți imagina, pentru că ce vedeți în exterior e total opusul,
Lucru care își trebuie mea e să dau secunde momentelor. Când apar provocări, să tac, să ascult, să privesc, să ascult, să tac. Greu drept. Mai arită că nu-mi convine nici aud. Strică minuți că la zapping, să treacă repede ce e nasol ca să... A fi bine când a fi rău. Și e greșit, e foarte greșit. Pentru că abia atunci când reușesc să dau momente, să dau timp, să dau secunde, să nu mai reacționez la impuls, în orice treabă, abia atunci mă transform în ăla care vreau să fiu. Abia atunci când creăm acel moment pentru noi, îl creăm și pentru voi din jur, pentru că impactăm. Și abia atunci devenim cine vrem să fim. Nu mi-e să des. Nu sunt deloc maestru asta, dar la nimic. Okay, dar când îmi iese chestia asta, mă bucură fantastic. Pentru că acolo este tachita despre a crea acel moment. Și când îmi iese asta, îmi dau seama că atunci sunt recunoscător și pentru cei care m-au ajutat și m-au suportat să ajung unde sunt. Ca regizor, mi-am propus să arăt bunătatea în lume, să creez film și video-uri inspiraționale. Ce înseamnă asta? Film inspirațional, video inspirațional? Înseamnă un moment pe care îl creez pentru public sau pentru aia care îți văd conținutul video, un moment în care le arăți o frânzură de poveste despre ei. Îmi place să cred că atunci când lucrez un video pentru un brand sau un portret pentru un brand personal, cum l-ați văzut pe lui George, creez oglinzi în care cine se vede pe sine redescoperă bunul, bunătatea, pozitivul care stă în fiecare din ei, din noi. Pentru că fugim în viață și nu avem timp să dăm timp la acele momente. Și atunci, degeaba ai o carte de vizită, degeaba ai un video sau o strategie de marketing, dacă nu creează un moment mic. 2 secunde, 5 secunde, 7. S-a mărit TikTok-ul la un minut, am auzit. Creează un moment pentru cel cu care interacționez. În momentul ăla, ești cine ai vrut să devii. Și te vei raporta la mai multe momente pe care tu le-ai creat. La mai multe momente în care ești recunoscător activ. Pentru că sunt mult dacă aș avea bucurie, dacă doar aș mulțumi toată ziua, mulțumesc pentru ce am și nu aș face ceva în sensul ăsta. Mă bucur să am capacitatea de a descoperi ce e inspirațional în fiecare om, în fiecare brand cu care lucrez. Și poate că uneori n-am pus prea mult misiunea asta a mea de a aduce bunătate în ceea ce fac și mai puțin în ceea ce sunt. De asta, pentru mine contează mai mult când observ că reușesc să fiu mai bun pe interior și la nivel personal, să mă simt că am făcut progrese în partea asta de bunătate, mai mult decât lumea care apreciază ceea ce fac. Sună egoist, poate este, dar e sănătos în lor. Nu aveam de ce să vă povestesc de momente în care am pățit ceva sau am făcut ceva sau am dus ceva. Aș vrea să mă luați ca pe o oglindă. Iar că sunt prăbut. Și să vedeți
în voi, cum puteți crea momentul, cum puteți privi mai lung, chiar dacă uneori o să fiți o zi nebun, cum puteți dilata și cum puteți crea matrix moment în fiecare zi și în tot ceea ce lucrați cu voi. Cum vă veți raporta la aceste momente, e felul în care, în care veți crește. Sunt momentele care vă cresc. Când lumea vă moarte și regretă, nu regretă ce a trăit, regretă când n-a dilatat timp mai mult, când n-a trăit destul. Rutina, oricât de sănătoasă ar fi ea, în dezvoltare personală sau în cărți, ne fură timpul. Când rupi matrixul, când rupi rutina, când ești acolo pentru timpul tău și pentru cei din jur, atunci ești singurul regizor de care ai nevoie. Pentru momentele alea sunt momentele pe care și Dumnezeu îl apreciază. Pentru că atunci când crezi în acele momente, ești deschis la contexte, la contexte care te aduc un pas mai sus, la contexte care amplifică ceea ce faci deja. Când dai secunde, când pui secunde pe un anumit moment, îi dai semnificație și devii ce vrei să fii. Vă urez să aveți acele momente. Mulțumesc.